Sâmbătă s-a desfășurat pe stadionul Solovan partida dintre CSM Sighet și CSM Victoria Carei, derbiul ultimei etape a 18-a din Liga a 3-a, Seria 10. În fața unui public numeros, miza partidei și-a pus amprenta pe jocul echipelor, ambele dorindu-și victoria pentru a accede în play-off-ul competiției. Sighetenii au deschis scorul în minutul 32 prin penaltiul transformat de Zaharia, faza în care portarul echipei oaspete a văzut cartonașul galben. S-a intrat la cabine cu 1-0 pentru gazde, scor perfect pentru a rămâne pe locul 4 în clasament. Repriza a doua a fost una plină de emoții pentru suporterii din tribune, cu atacuri prelungite ale oaspeților, sighetenii mizând mai mult pe contraatacuri. Așa s-a ajuns la un fault pe partea stângă în atacul sighetenilor în minutul 80, fază la care portarul oaspeților protestează și primește al doilea cartonaș galben și este eliminat. Cele 5 schimbări fiind efectuate în poarta oaspeților, intră atacantul echipei Kingzell. Spre dezamăgirea fanilor, sighetenii nu reușesc să șuteze către poarta adversă, jucătorii din Carei punând o presiune imensă pe fiecare fază. Mai mult, minutul 88 aduce egalarea pe teren în urma golului înscris de Darius Marina. Sighetenii se aruncă în atac, iar în ultimul minut al prelungirilor obțin o nouă victorie de la 11 metri, transformată de același Zaharia. CSM Sighet beneficiază de o nouă lovitură de la 11 metri. Haide să încurajăm echipa CSM Sighet! Hai să dăm gol, băieți! Hai să ne calificăm mai departe! În urma acestui rezultat, CSM Sighet se califică în play-off-ul competiției, unde se va duela cu SCM Zalău, Olimpia Satu Mare și Crișul Sânt Andrei, pentru un loc de baraj de accedere în Liga a doua.